Oferta este pentru orice buzunar, de la hoteluri de lux, pensiuni, apartamente închiriate la cheie până la campingul turistic de la ieșire din stațiunea Mamaia. Acesta este la mare căutare îndeosebi printre turiștii care nu sunt dispuși să plătească sume exorbitante pentru a se caza la hoteluri de lux, dar și printre cei care preferă să-și petreacă timpul în aer liber. Convenabil, comparativ cu prețurile de la hotel, dar am ales varianta camping, fiindcă stăm suficient. Cum e în vacanță? Foarte bine, foarte bine, foarte bine. De câte zile sunteți cazat aici? De 3 ore, să zicem așa, de 3 ore. Da, de 3 ore, da. Cum vi se pare? Foarte bine, foarte frumos, foarte... Cred că stăm vreo 2 săptămâni. De ce ați ales să vă cazați aici în camping? Aici venim de obișnuință, de fiecare dată aici venim. E mai bine. E mai bine. Sunteți mulțumit de condiții? Da, da. Desigur, există și turiști care nu sunt mulțumiți de condițiile din camping, însă nu își permit să se cazeze la un hotel. De câte zile este cazat în camping? De duminică. Este pentru prima dată când veniți aici? A doua oră. Sunteți mulțumiți de condiții? Nu, dar... Avantajul celor care sunt cazați la camping este că sunt la 2 pași de plajă și se pot relaxa zilnic la un picnic. Simțiți mirosul, niște pipote, tocăniță de pipote. Turiștii care doresc să se cazeze în camping la Curt achită 15 lei de persoană, iar cei care aleg să stea în rulotă 16 lei de persoană. Însă la aceste costuri se adaugă și o taxă de parcare de 12 lei pe zi pentru cei care au venit la mare cu mașinile și 10 lei pentru motocicliști.